Ozana Barabancea pregătește o surpriză de proporții. Pe 12 martie, la Teatrul Elisabeta, solista va încânta publicul într-un mega concert alături de orchestra Lumini Sonore. Pentru prima dată veți avea ocazia să o vedeți pe scenă alături de cei doi copii ai săi și tot pentru prima dată o veți urmări în toate ipostazele sale artistice. Am mulțumit firului de iarbă, vântului și pietrelor seculare că m-au primit să le calc, să le simt, să-mi las amprenta pe mirosul lor. Este un concept în care eu mă exprim, dacă vrei, artistii din mai multe puncte de vedere. Pentru că eu, în afară de dirijor și solist vocal, eu voi citi din scrierile mele. Voi avea trei invitați, și anume tenorul Vlad Miriță, baritonul Iordache Basalic și soprana Ina Elena Dincă. O să-l am și pe fiul meu, pe Andrew, și fiica mea va prezenta. Deci nu va cânta la pian, va prezenta spectacolul